După un an de la incendiul care a distrus Filarmonica Națională Serghei Lunkevici, lucrările de reconstrucție bat pasul pe loc. Un concurs privind selectarea unui proiect de reconstrucție încă nu a fost lansat, astfel că soarta edificiului rămâne incertă. Cum a evoluat lucrurile după devastatorul incendiu, ne spune directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță. Practic se face un an, săptămâna viitoare, pe 24 septembrie, un an de la incendiu devastator. Știm că a fost o comisie. Care sunt concluziile? Deci comisia a evaluat fondul construit care a fost afectat de incendiu din 24 septembrie 2020. Am semnat acel raport, da, după evaluarea care a fost făcută interior, exterior, în tot ce înseamnă rezistența clădirii, da? Respectiv, concluziile acelui raport, dacă trec așa foarte operativ prin el, experții au ridicat problema de rezistență. Cu adevărat, după acest incendiu, tot ce înseamnă sala mică, sala mare, ridică semne de întrebare dacă ceva mai poate fi menținut. Acolo merge 100% în reconstrucție totală. Fondul sau stratul istoric din această construcție, este vorba, iată, vedem intrarea oficială de la Filarmonic, care practic nu a fost afectat de incendiu. Deci incendiu nu a ajuns în acest spațiu, respectiv nu este problemă de rezistență. Respectiv poate fi reabilitat. Poate fi menținut fondul construit și, dat fiind faptul că reprezintă o instituție care se pledează pentru păstrarea maxim posibil a tot ce este vechi, evident că Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor pledează pentru menținerea clădirii vechi, acolo unde a existat cândva circul din Chișinău, deci acolo unde este sala mică, dar aici mă refer mai mult fațada. De a menține, deci, la linia roșie aliniamentul, deci, fațadei, respectiv anul 60. Aceste două straturi istorice considerăm că poate fi integrat în conceptul, în schița de proiect care va fi propusă de arhitectul proiectant. Și aici fac trimitere că, conform acelui raport, el se finalizează și o clauză aparte spune că Ministerul Culturii va organiza un concurs de proiecte, da, concepte, schițe de proiect, care va prevedea clădirea nouă, entitatea nouă, deci Filarmonica din Chișinău, într-un concept mai modern, da? Aici când mă refer mai modern, în care se prevadă și parcările subterane, pentru nemijlocit artiști, pentru vizitatori, pentru că noi avem spațiu de extindere pentru terenul anexă, da, cu construcțiile anexe, care de asemenea aparțin Filarmonicii și eu consider că Ministerul Culturii deja de mult trebuia să organizeze acel concurs, nu știu de ce acest lucru nu s-a întâmplat, dar dacă fac referință la planul de acțiune a Guvernului 21-22, da, ceea ce iată, este în consultare publică în aceste zile, am văzut că în lista priorităților la articolul investiții capitale în construcție este și instituția teatral-concertistică, deci Filarmonica Serghei Lunkevici din Chișinău. Eu să înțeleg că la o distanță de un an, un proiect privind reconstrucția încă urmează, încă nu este. Știți, mi-e pare rău că cultura permanent este la urmă, da? Sau nu este printre prioritățile statului Republica Moldova, a Guvernului Republicii Moldova. Și este regretabil faptul că se alocă finanțări la apărare, la securitate, da? La alte entități care eu consider că nu sunt prioritare, cel puțin un om din cultură, evident că va pleda permanent că cultura trebuie să fie o prioritate. Deci educația, cultura, medicina, iată în an pandemic. De asta eu consider că trebuie, de unii este de unii noi, dar trebuie urgent să facem o planificare bugetară pentru 2022, deci pentru anul viitor, pentru a executa lucrările la momentul, la prima etapă, acel concurs pentru cel mai reușit proiect de construcție a noii filarmonice aici în Chișinău, respectiv, nemijlocit într-a doua jumătate a anului 2022, să fie executate nemijlocit lucrările. Dar, totuși, domnul Ștefăniță spune și un verdict, sperați că noi vom reveni în sala de concert când? În ce an? Dacă voi face trimitere la Strategia Culturii 2020, deci un document aprobat cu unanimitate de voturi pe 9 aprilie 2014, dar să știți că toate obiectivele sau scopurile fixate în această strategie au rămas frumos desenate doar pe hârtie.
nimic nu a fost realizat. Vreau să cred că oamenii buni, cu faptele bune, cu adevărat vor produce ca acest scop fixat să devină o realitate. Deci cultura va salva omenirea dacă omenirea va salva cultura. Între timp, conducerea filarmonicii susține că a făcut tot ce a stat în puteri pentru ca lucrările să înceapă cât mai curând posibil. Însă procesul durează deoarece Ministerul Culturii este responsabil de anunțarea concursului de selectare a proiectului de reconstrucție despre care vorbea Ion Ștefăniță. Pentru a descălci iițele, am solicitat un interviu la acest subiect serviciului de presă al Ministerului, dar până astăzi nu am primit un răspuns. Totuși, directoarea filarmonicii Svetlana Bivol se arată optimistă și speră că lucrurile se vor urni din loc, astfel că cei peste 200 de angajați ai instituției să revină la casa lor de pe strada Mitropolit Varlam. S-au adunat în acest an și bani din donații. Despre ce sumă este vorba, aflați în cele ce urmează. Într-un an s-au făcut pe de parte foarte puține, pe de altă parte anul a fost anevoios, an pandemic, și acele comisii de expertiză care au lucrat la aceste, să se pronunțe la situația filarmonicii, chiar cea de-a doua comisie chiar a fost, s-au îmbolnăvit unul după altul toți membrii comisiei și s-a întins foarte mult această decizie. Cu toate acestea s-au făcut două expertize serioase. După aceasta, deci asta a durat foarte mult și în ultima jumătate de an, mă refer până la instituirea noului guvern, nu s-a făcut practic nimic, cu toate că noi am bătut la uși închise de nenumărate ori și am insistat să se pornească și să se lanseze acest concurs de proiecte. Din păcate, nu s-a luat atitudine. Acum sperăm foarte mult că vom merge înainte și vom avansa în această intenție a noastră de a lansa concursul de proiecte. Cunosc foarte bine ce sunt pe contul filarmonicii, dar pe contul Ministerului Finanțe din luna februarie n-am mai avut informații și nici acces la ea. Atunci erau 2 milioane și un pic. Pe contul filarmonicii sunt 2 milioane la fel și vreo 50 de mii. Noi am mai primit donații materiale, concret, exprimate în partituri, în instrumente, în utilaj, în echipament, cum sunt pupitre, cum sunt instrumente mici, corzi, adică am primit de la colegii noștri și din România și din Olanda și din Rusia, de peste tot și din Polonia, am primit mai multe donații de așa gen. Deci pe contul filarmonicii sunt în jur de 2 milioane, acolo să vedem mai departe, acum o să solicităm de la Ministerul Culturii să facă o interpelare, o solicitare de situație financiară de pe contul Ministerului de Finanțe. Foarte mare dor ducem, ne visăm chiar acolo uneori, nu uneori, dar chiar foarte des, și nu numai eu, dar și colegii mei și artiștii. A fost un loc sfânt, local sfânt, nu doar din punct de vedere al procesul artistic, dar al atmosferii. Deoarece după mine pereții cei erau îmbibați de atmosferă, de energie, de spiritul artiștilor care au plecat sau care s-au lansat acolo, cu toate că edificiul a fost adaptat pentru activitate concertistică. Să nu uităm că el a fost construit ca circ, după aia a fost teatru ambulant, după aia a fost sinagogă, a trecut prin foarte multe transformări și în 62 a fost adaptat deja pentru sală de congrese și concerte. E o perioadă complicată, bineînțeles, dar s-au adaptat la condițiile pe care le avem. Condiții cotidiene sunt foarte bune. La Palatul Republicii avem bază de repetiții, avem săli de spectacol, deși peste tot suntem cu chirie și asta este o chestie destul de complicată ca să ții piept tuturor acestor provocări. Și acustica nu este cea mai potrivită pentru concerte de muzică academică în special. Menirea noastră este să promovăm aceste valori ale muzicii clasice. Vis-a-vis
bucurii de acest relatare că va fi construit alt edificiu. Sunt convinsă că nu se va întâmpla acest lucru, mai ales cu actuala conducere, care va ține morțiș să se construiască filarmonica acolo, pe locul acela care a fost. Adică este important să fie în centrul orașului, în inima Chișinăului, unde vor avea acces toți doritorii, și sunt convinsă că vom... Nu că vom restabili atmosfera și menirea, da, sediului, dar că se va construi un edificiu nou, modern, performant și utilat cu echipament de ultimă generație. Un dor nestins este sentimentul pe care îl trăiesc iubitorii de frumos și cei care pășeau pragul filarmonicii. Oamenii speră că simbolul cultural din inima capitalei va fi renovat, iar aplauzele vor răsuna din plin în sălile de concerte, așa ca altă dată. Pe acest bărbat l-am întâlnit în fața Filarmonicii Naționale. Stătea cu ochii țintiți spre un afiș care anunța un spectacol, doar că nu în sala mult îndrăgită de la Filarmonică. Veneați des la concert? Tot timpul. Ai, nu la toate concertele, dar mă salutam cu colegii. Cu... Duceți lipsa? Păi sigur că e urât. Păi de ce m-am lângă filarmonică și lângă teatru m-am cuibărit, adică cu traiul. Mai aproape, mai altfel, mai dă ochii cu colegii. Spune că și-a pierdut speranța că în următorii ani va vedea din nou ușile deschise și artiștii mulți îndrăgiți pe scenă. Cum credeți, dumneavoastră, când urmează să revedem această clădire reconstruită cu artiștii pe scenă? N-am idee. Eu cred că Uniunea Europeană ne-ar ajuta într-așa, din cauza că în privința culturii acolo e altfel pus. Acolo fiecare oraș are câte nu știu câte multe, adică în fiecare sezon are festivalurile mondiale lor, mondiale, nu numai naționale. Oamenii care i-am întâlnit în stradă spun că vor să savoreze din nou atmosfera de poveste a spectacolelor din clădirea emblematică de cultură. Sperăm că o să fie spectacol de curând, deja... Depinde cum o să implice ca la renovare, pentru că mulți așteaptă. Chiar am vrut, înainte de incident, am vrut să fac cadou mame, dar nu s-a primit. Și deja așteptăm. Când era, cum îl mai cheamă, Dodonu, spune ca să-l fac repede. De mult s-a uitat. Eu cred că cu Maia Sandu poate s-ar gândi să-l fac, dar nu știm în ce an să-l fac. Credeți că în curând nu vom avea aici spectacol? Nu cred. Că eu lucrez la frizerie și am mulți actori de teatru de aici. Eu pe dânșii întreb, de asta eu știu informația la dânși. Și asta durează tare mult să fie. Mulțumim mult. Actorii ne spun, tăța ești. Vă spun eu, de aici, la Satiric, o grămază, la Eminescu, eu lucrez la frizerie și mulți fac coafurile. Noi întrebăm, care e de aici, ei de amul, s-au mutat, nu știu unde, la Sulac, nu ți-l minte. Nu mai au speranță că vor... Nu. Dar dacă să-l deschidă, tare bine să ne fie și nouă. Tare bine. O să aveți de lucru. Desigur. Știi cât de frumos faci actorii, să fii simpatici. Dar așa vin amul numai care vând cartofi. N-avem pe cine tunde. Dar mi-aș dori și teatru, îmi doresc și la filarmonie, concerte. E bine, trebuie să fie. Aici e așa un care trebuie, la popor. Incendiul care a distrus Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a izbucnit pe 24 septembrie anul trecut. Atunci 10 autospeciale și aproape 60 de pompieri au luptat cu flăcările mai bine de 10 ore. Focul a fost stins în totalitate abia spre dimineața următoare. Flăcările au distrus ambele săli de concerte, mai multe instrumente, biblioteca și acoperiș.